Pentru cei care își doresc un weekend în natură sau o mini-vacanță, domeniile Ostrov oferă multe opțiuni. Este un loc potrivit și pentru cei care vor să organizeze team building-uri sau evenimente corporate. Dar mai bine, haideți să vedem despre ce este vorba împreună. Una dintre industriile greu lovite de pandemia COVID-19 este și cea a evenimentelor. Fie că vorbim de nunți, botezuri și alte petreceri private sau de evenimente corporate. Distanțarea impusă de noile reguli a dus la o migrare către online a conferințelor, dar online-ul nu poate acoperi chiar tot. Team building-urile sau team bound-urile nu pot fi organizate nicicum online. În toată această mare de restricții sunt și soluții ce vin din partea celor care știu să se adapteze în orice situație, oferind servicii de calitate cu respectarea măsurilor impuse de către autorități. Un loc ideal pentru orice fel de evenimente este Ostrov, mai exact domeniile Ostrov. Cei care participă la conferințe, seminarii sau team building-uri aici se pot bucura de liniște, aer curat, natură verde, hectare de viță de vie, pomi fructiferi și multe altele. Aici se pot organiza și degustări de vinuri, alături de bucate tradiționale și muzică de calitate. Iar cei care aleg să organizeze evenimente aici, pe meleagurile binecuvântate ale Dobrogei, pot rămâne și peste noapte. Locuri de cazare sunt slavă Domnului. În funcție de preferințe, se pot alege camerele sau apartamentele pensiunilor Curtea dintre Vii, Naiada, Heron sau Egreta. Pasionații de vinuri pot alege dintr-o varietate de game produse aici. Soiurile cultivate la domeniile Ostrov sunt pentru toate gusturile: Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Syrah și Rebaud pentru vinurile roșii, iar pentru vinurile albe sunt Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Fetească Albă, Fetească Regală, Riesling Italian, Muscat O'Tonnell și Crâmpoșie. De asemenea, cei care vor să evadeze din aglomerația orașului pot găsi aici o adevărată oază de liniște și aer curat, căci natura oferă cele mai frumoase cadouri. Ideal pentru toate categoriile de vârstă, acest loc este o binecuvântare pentru copii și adulți deopotrivă. Indiferent de vârstă, fiecare va avea suficiente modalități de a-și petrece timpul într-un mod cât mai plăcut, iar cei care vin aici se reîntorc pentru a-și reîncărca din nou bateriile, iar unii se simt deja ca acasă. Doamna Mirela este una dintre clientele fidele care se simte deja ca acasă. Deși vine de la mare, din Constanța, tot mai bine se simte aici, pe malul Dunării, între pomii fructiferi și vița de vie. Un loc minunat, plin de căldură, de vie, de soare și lumină, bun pentru relaxare și pentru terapie în aer liber. Mergem pe Dunăre cu șalupele, ne pescuim, facem piscină în aer liber, o zonă superbă de piscină în aer liber. Vizităm verdele, mult verde, animăluțe. Este superb, este minunat, nu puteți să descoperiți acest loc dacă nu veniți până aici. Cum vă distrați seara aici, după ce stați la soare, după ce stați pe malul Dunării? Seara este și mai minunat. Urmează partea gourmet, în care puteți servi cu plăcere tot ce vă gândiți, la ce puteți sugestiona chiar bucătăria să vă pregătească ceva. Dacă oricum grătare sunt în continuu, peste tot, bunătăți, numai bunătăți. Un alt client fidel, doamna Valentina, petrece weekendurile aici. Împreună cu familia, doamna Valentina își dorește ca măcar la sfârșit de săptămână să aibă parte de liniște, aer curat, natură, verdeață, mâncare sănătoasă, fructe proaspete. De aceea, de 5 ani, alege să vină aici, departe de lumea dezlănțuită. Firește că venim pentru calitatea serviciilor de aici, pentru că te simți ca acasă. Și pentru mâncarea bine preparată și pentru confortul de aici și pentru aerul ăsta minunat și pentru peisaj și pentru multe lucruri. Domeniile Ostrov reprezintă o destinație ideală și pentru cei pasionați de istorie. Aceste locuri magice, păstrând urmele unui trecut geologic mult mai vechi, unde pot fi admirate nu doar păduri care în urmă cu 6.000 de ani acopereau aproape în totalitate o zonă recunoscută astăzi prin ariditate, ci și vestigii ale unor perioade în care actualele dealuri și stepe sud-dobrogene erau adâncurile mării. O mare tropicală cu o faună exuberantă și inedită, unică pentru întreaga Europa, Marea Tetis. Dacă ați fi potențial client,
ce v-ar atrage să veniți aici? Din punctul meu de vedere, natura este elementul cheie, vinul bun, mâncarea de calitate și cred că oamenii care păstoresc locul nu sunt chiar pe ultimul, pe ultima treaptă. Însă este, dacă vreți, e un tot. N-aș putea să le separ. Dacă le separăm, nu vreau să fiu prozaic, dar stricăm poate toată frumusețea poveștii. Căci, până la urmă, este o poveste. Sau ca un joc de puzzle în care fiecare piesă... Da, își are locul, dar toate împreună fac totul ăla de ne place. Fără una sau două, poate lucrurile ar fi stinghiere și nu ar mai fi așa cum sunt acum. Asta e tot.